Salut și eu am găsit la un episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi avem o misiune top secretă. Oh. Trebuie să o salvăm pe Ana. Nu știu cine e Ana. Habar n-am cine e Ana. Asta e fumușică, o să zera. Asta e misiunea alesă de Mihai. Wow, cât avem numeri. Trebuie să ajungem mai departe de... Nu, nu e mult, mai e 3 mile, 3.60. Mergem și sărim, să facem sărituri pe aici cu mașinile. Opa! Oh, m-a oprit dat, la fix. Ce, nu vrei să o zgâri? Nu! Da, ăla e challenge, știi? E, da! L-ai băgut pe asta. E plăcerea asta. Stai să vezi când o să sar pe aici, cum o să fie. Așa, și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria de GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. O să facem și mai multe chestii în episodul ăsta. Să vedem niște misiuni custom, poate găsim. O să fie tare. Dar momentan trebuie să o salvăm pe Ana. Hai, Ana, să te salvezi. Ana cu Suzana. Dar de ce? De ce trebuie să salvăm pe Ana? De ce nu trebuie să ne salveze ea pe noi? Păi așa zic mai bine. Poate au prins băieții răi. Au prins-o băieții răi, a? Da. Bikerii, cică, așa zicea fac. Băi, să știi. Cică trebuie să ne bate cu motocicliștii. Hai repede. Aia vine poliția după noi. Uuu! Opa, opa. Sunt bine. Am făcut-o. Au. Aha. Frate, deci stâlpul ăla, nici n-am zgâriat. Chestia aia de circulație, semnul de circulație, nici măcar nu poți să-l scoți de acolo, e fix. Intri în el. Sunt ridicule. Aolo, ce mi-alunecă uneori mașina, de n-am văzut așa ceva. Salut. Ok. Ia uite-l bă pe mine. Păi, doar eu am lag aici, pe asta, pe sesiunea asta. Cum adică ai lag? Nu mi se pare că mașinile se mișcă cam ciudat. Mie nu. Încă nu. Te zic dacă observ. Adică era o mașină, îmi tremura în față. Era fix pe mine. Poate era doar o mașină. La mine nu e. Că trebuie să iau înainte, așa că să iau înainte. Băi, merg după asta, mai am o milă. E ușor. Mai am o milă 80. Ne grăbim să o salvăm pe Ana. Da, frate, nu știu ce a făcut Ana asta, dar trebuie salvată. Păi Ana, tocmai că n-a făcut nimic Ana. Ajungem acolo și luăm un interviu lui Ana. Dacă e obraznică... Ce-ai făcut, femeie? A, nimic. Nu recunoști nimic. Hai că ajungem repede, că avem mașini rapide. Da, încă puțin. Bine când să-i mai la lowrider-ul, tu îți dai seama că ți-ar fi luat să ajungi? Da. Nu, pe lowrider-ul ăla nu merge mereu. Op, merge. Eu mi-am mașina asta, Banshee-ul, nu știu, mi se pare... În momentul de față, Banshee-ul e mașina mea preferată din joc. Arată ca o mașină din FS. Da, chiar... Chiar zici că e mașină din FS, da. Tuning. E unică la tuning. Arată chiar bine. Băi, am ajuns, o să vă aștept undeva pe aici. Hai că... Mă duc până la magazin. Am 67. Ia și mie ceva dulce, te rog. Da. Și mie o cafea. Ia uite-i pe ăștia. Fiecare vrea câte ceva. Sunt niște bețivi. Băi, nu e nimeni aici la magazin. Uite, a scris ăla. Ana Ugi Max Apuncia. Da. Yes, man. Yes. Opa. Oh my god. Bună asta. Nu ne vrei să înțeleg eu ce scrii tu. Pe bune, dacă văd oameni, nu le scriu în română. A, ia. Rescue Anna, dar unde? Olu! Bă, dar stai puțin, frate, poate veneam să-mi iau și eu o cameră. Au scos armele așa de nebuni. Prietene, te-ai băgat în mașină? Dar stai puțin, frate, poate vreau să-mi iau și eu o cameră aici la hotel. Îți gata asta ușa, frate, la mașină. Hai să-mi verific și eu obiesul, gata. Eu mă duc peste ei. Bă, eu zic să ai grijă că avem doar două vieți. Și mi-a zis cineva că în momentul în care pui pe hard misiunea, nu-ți dă decât o viață, dar ăștia trag la fel de bine. Adică nu se schimbă modul în care trag ei. Hai să luăm pe Ana. Să mă uit în first person, cred că e mai bine. Curios să văd cum arată Ana, frate, e bun. Păi nu știu unde e, au băgat într-o cameră de... E aici? Am găsit-o, e una în roz. Ia, unde e? A, da bă, opa, aulă. Aulă. Ana, ești cam dezbrăcată, nu crezi? Ana, ce-ai făcut? Oh my god, asta e Ana de-aia, frate. E Ana. E Ana de-aia. Aulă. Spun asta. E Ana de-aia. A luat-o ăsta? Ce faci, mă? V-ai bucurii cu Ana, mă? Hai, femeie, hai! Bă, da, trebuie să plecăm, eu zic să o iei pe Ana la tine în... Haide, haide, că trebuie să o luăm. Hai, Ana, sari gardul. Vezi că vin motocicliștii. Hai, Ana. Bă, ce bine, trag ăștia. Hai. Hai că eu mor de aici, voi fugiți. Uuuu!
Hai femeie, hai femeie, intră. Hai, intră acolo la pisică. Vrei Max Lungana? Nu. Nu, nu-i place. Îți place, mă, de Ana. Place să merg cu mașina mea de curse. Hai. Mai bine în două decât. Ia uite, bă, că a luat-o pe Ana, bă. Aparat-o pe Ana. Hai să, bă, da, ai văzut cum era îmbrăcată Ana? Da, lasă-o, că normal că o furi. Lasă-o, spune, cu mașina de golf? Da, l-am văzut. What the fuck? Ia uite. Era îmbrăcată de vară. Da, mă, așa se îmbracă fetele vara, aparent, nu. Da, da. Eu te-am altul cu mașina de golf. Ce caută ăștia, mă, cu mașina de golf aici? Zici și mie. Asta mă întreb și eu. Adică, n-are nicio logică, nu e niciun teren de golf pe aici. Da, dar da, de unde l-au luat? GTA logic. Punct. Mă, era cald Luana și a zis, bă, hai să mă îmbrac așa mai sumar. Ce pentru că e foarte cald afară. Dar rozul ăla. Ce aveți, mă, cu roz, mă? E bun, mă, ce zici, ceva? Nu știu, dar a fost o perioadă, cu câțiva ani, toată lumea se îmbrăca în roz. A, știu. E după cum e moda, frate, nu știi. Și băieții în roz, frate. Nu știi tu fashion. Eu nu suportam. Nici eu. De ce? Că toată lumea cum, fiecare cum vrea. Îmi plăcea că se copiau, zici că erau niște oițe de alea care, frate, a, asta e moda, mă îmbrac cu roz. Fiecare cum vrea, frate, fiecare cum vrea. Băi, o să tai drumul pe aici, ce zici? Ce impresie să faci? Stai drumul pe acolo, că nu ai pe Ana. S-ar prin dreptul. Dar voi v-ați dus câte doi? Aaa! Aaa, ți-a căzut capota? Mihai, ține-te bine, ți-ai pus centura? Niciodată. Uite-te cum arată motorul. Mișto, opa. Air left, a ieșit tipul. Bă, a ieșit ăla, nu i-a plăcut de Ana. Mi-a plăcut de Ana. Cine știe, mă, ce-o fi făcut cu Ana în mașină? Că eu nu sunt, nu mă uit din mașină. Ia păi tu ești șoferul. Păi... A, nu. Băi, e cam grăsuță la față. Dar la cine o ducem? Hai, la Madrozo House. Dar totul se întâmplă la Madrozo, ăla? Da, ăla e bossul lui GTA? E the gangster. E the godfather. Care, e tipul care plătește de obicei, știi? Ăla e ăla de cașcavalul, aia. S-a nimerit bine chestia asta. S-a plăcut, da? Dacă am face asta de fiecare dată... Da. Să meargă așa fluid, știi, să după noroc, frate. Da. Ai contrebi pe pisica. Ce? Aha. Aha. Am înțeles, ai contrebi pe pisica. Un trec. A, întreci, mă, nu țin. Eu sunt cu Ana aici. Ce care îți place ideea asta de film așa? Că văd că... Ți-am zis că întreg pe pisica. Au. Și. A, aici, ba nu, mai... Neaa! Aici. Îți scoam pe Ana aici, ai grijă. Și? Dacă îți face rău, pune-mi o pungă. Deci pune-mi o pungă pe față, frate. Am ajuns. Hai, cam încet. Cam încet, ca un melc. A plecat, mă, Ana. Ana. A zis thank you, măcar. Da, măcar ai zis mersi. Și ți-a arătat vreo animație, ceva, că mie nu. Nu, mi-a arătat când s-a dat jos. Mi-a arătat banii. A, da, și mie. Și 1000 de mani. Mai știi, erau parolă la jocul ăsta, nu? Nu la știu. Age of Empires. Bă, da, uite, la Caranx, ăla arată... Nu mai arată. Arată, da, arată alb și cu negru. Pe că ai ieșit. Așa arată când ești. Înainte au racing, da. Păi ești nebun, pro păi racing. Pe știru, știi. Bun. Hai să vedem. După un an. După un an, bineînțeles, vom intra și noi într-o misiune. Cum era? A few years later. Da, mașina, aulă. Să fim cu... Eu n-am mașină. Bă, eu am, dar e foarte departe. Ai venit în cu râma? Nu, eu mă bag în mașina. Veniți cu râma? O, tăpoș. La mașina asta? Cu râma? Nu, cam mașina mea aici, după colț. Hai că vin după tine, că... Până vinem și mie mașina... Ajungem, facem jumătate de drum. În capi? Aparent, nu sunt așa gras. A, ok. Stai să vedem unde e. Aoleu, tot pe acolo e. Tot în zona aia? Da. Deci ăștia care au făcut misiunile au vrut să te plimbi jumătate de oră până ajungi la misiune. Bă, ce vrei, asta e... Eu te pui și acum aleargă, ai văzut? Opa. Mie-mi place traseul, da. Mie-mi place traseul că pot să sar pe aici. Mie nu-mi place traseul ăsta. Că tocmai că pot să sar și nu-mi place. Max, nu se sare invers. Se sare pe roți. Frate. Copaci. Ai, gata. B-
Asta a pus să sară, știi, și a reușit cumva să întoarcă mașina exact înainte. Exact înainte de săritură, da. Da, și a sărit total pe lângă. Uite, mașina ta, versiunea detonată. Surprinzător, nu s-a dus spoilerul de pe spate, deci mă așteptam să... Ăla nu se rupe nici, nu știu, cred că... Bă, deci aveam un... Nu știu dacă poți să rupi. Un lag infernal pe sesiunea aia. Am mai întrebat și eu să știi, să intru pe sesiune de asta aleatorie, într-o misiune și să fie lag. Da. Ba la mașini, ba la player. Mm-hmm. Ies în single, în misiune, ies în online și n-am niciun lag. Și fac eu, da, știu. Ce-a fost asta? Da, da, e ciudat că numai ea avea. A zis cineva și că contează cine e hostul destul de mult. Da, da, uite puțin, adică eu sunt din România, ce mai contează? Eu sunt cu ea pe aceeași conexiune. So, în mod normal, n-ar trebui să... Dacă ea are lag, trebuie să ai și tu. Trebuie să am și eu, și eu n-aveam. So, n-are legătură, nu e de la conexiune. Suntem bine, mergem pe aici, pe jos. Cam a fost o mașină care se urca pe chestia asta de la pod, știi, de metal. Se urca pe ea, frate. Și părua s-a dus peste pod. Apa! Băi, cum am mers pe două roți? Talent! Ok, gata, stai pe stradă. Max se pitesește cum conduce delta așa cu ea. Bă, ai văzut ce a făcut ăla? Ai văzut ce a făcut ăla? N-am frate, fără niciun mișto, ăștia nu știu ce-i cu ei. Bă, vine inamicii deja pe motocicletă. Păi dacă te-ai dus înainte... Dar nu m-am ajuns la punct. Nu? Uite unde sunt eu și unde sunt ei. Mai un pic. Ăștia merg constant sau ce? Da, m-am întâlnit cu ei pe drum și pac mi-a dat punctul. Îl vreau să vă aștept. Hai că venim. Băi, trebuie să mă fac polițist să le furc carnetul ăla, știi? Ia uite, mă. What? Unde eram eu și unde e misiunea. Ok. Uite mai în față. Putem să ne părim? Sau... Cred că da. Sau Guns Blazing. Hai pe ei, mă. Hai pe ei. Da, da, zic să... Vedeți să nu bubuiți ăla. Ce face băieții? Lași. Round de blocă. Puțin mai concentrat așa când mă bat. Gata? Mai e un... mai e un... Sunt mai mulți. Uite după o dubă. Da, am văzut. Hai că mai sunt. Uite-l pus aici. Jos, băiete. O, dar ce frumoasă e motocicleta. Bă, voi vedeți că motocicleta asta scrie pe ea... uite. Ce scrie? The Lost MC pe... Pe inscripția? Pe... șa. Mm-hmm. Poți să o iei să o bagi în garaj, oare? Nu. No. Nu cred, ești în misiune. Hai că n-avem. Ce șmechere sunt motocicletele astea, ești nebun? Motocicleta? Hai că am început să tragă mine. Hai că vin. Sunt motocicliști până. Mamă, ce mai năsuri sunt ăștia că sunt kamikaze, vis pe tine și strag mereu în față. Păi lasă că vin și eu cu motocicletă. Vezi, e grijă cu Max. Bă, mi s-a spart o roată, ești nebun. Dacă e, te iau eu cu mașina. Tu de unde pis panaci tragi, mă? Că e pe cap. Vine din față, ea. Op! Ia bine. What? Ai văzut? Nu. Ai văzut? Ce s-a întâmplat? A intrat motocicleta lui sub mașina mea. Așa, noi. Gata, băieți. Să aveți grijă să-i scoateți pe ăștia din fața mea. Vin și eu. Aolo, ce era să-l împuși pe mine? Ai zis că e... Și să vă duceți în față, să-i scoateți din fața mea pentru sunt că... Sunt și în spate, Max. Da, da, aia din spate n-au cum să intre sub mașină. Aia din, față, da. Și dacă o intrat sub mașină, îmi bubuie. Cum i-a bubuit lui Mihai. M-a rezolvat colegul cu insurgentul. Stai, ia mașină de fisică. Sau? Stai că e motorul ăsta. Cu insurgentul? Duceți-o pe Max. Lăsați-mă pe mine. Erau doi pe motocicletă, l-am omorât pe primul și celălalt încă mai stătea. Adică, mergeam motocicleta fără conducător. Am luat aspartă pe spate. Ăla cred că nu era de la ei, dar l-am omorât oricum. O, Doamne. Frate, eu mor pe toți care îmi vin în față. Cât mai ai? Nu foarte mult. 800 de metri ceva în gen. Că mai am eu un kilometru. Și vin... Are 34. Vin full speed. Dacă... Dar parcă am fost în șor un pic, nu știu, au venit la început un val, nu? I-am omorât eu pe cei care mi-au venit în față. Toată ideea e să nu-ți vină sub mașină. Da, subtil, aparent că bubui. E prima oară când îmi pățesc chestia asta, ce drept. Nu mai știam să bubuie, știi? Hop, și l-am parcăm aici.
Hai frate, că n-a fost chiar așa de greu. Da. A fost greu, bă, l-am luat eu pe ăla sub și... Se mai întâmplă și astea. Ok. Bun, hai să vedem cine mai departe. 5200, bă? Bine, e decent așa, știi, pentru... Cât mai ești până faci level? Nu știu, foarte puțin. Și fac și 80. Să fie tare. Uite, like-ul ăla în loc de continuu. Mă, le-am făcut pe toate. Landing strip eu nu l-am făcut. Sunt business associates. Da, dacă nu mi-l arată că a făcut aici. Nu știu. Bun, și am pornit o nouă misiune. În misiunea asta o să trebuiască să asasinăm niște omuleți acolo și vezi că e un avion custom. Ia uite cum stau, parcă ne așteaptă pe noi să-i omorăm. Și că bă, cât durează mă până vine ăștia să ne omoare? Bă, i-am dat lui unul în cap și s-a ridicat după aia din nou. Au armură la cap, la chelie. E dat în cască. De fapt, chelia aia e fake. Mai unul stânga. Hai că au... Te-am văzut. A rămas puțin. Da, mai e unul pe lateral, îl vedeți? Da, l-am văzut acum. Opa! Bă, ce frumos e, dacă vă uitați în partea din stânga. Băieți, dacă luați acest avion și când vă merg la aeroport, să parcați mai devreme de punctul ăla, pentru că sunt foarte mulți și trebuie să-i sniperim și pe ea. Ok. Tu știi deja misiunea? Da. Aulo! Jos! Ia. Ce tu pe el? Stai jos. Vă să nu trag în avion, că avem nevoie de el. Nu, a tras pe lângă. Bă, dar ce mă enervează asta? Dacă nu mai nimeni. Mai e unul, nu-l vezi? Nu. Uite-l acolo. A, l-aud. Ketchup. Asta e un avion pe care nu l-am mai văzut până, adică e nou. E diferit față de celelalte. Ce nu? M-a dat prin... Te-a băgat? Ai trecut prin ușă, nu? Da. Da, știu. Go. Am închideți ușa. M-am panicat un pic, zic, bă, ce Dumnezeu mi se întâmplă. De ce e avionul ăsta în mijlocul pustietății? E o misiune și a fost o întâlnire, mi se pare. Și au parcat pe plajă? Da. Uite ce mișto e. Și cum se vede din spate. Ia cum se vede din față. A, m-a dat aici, m-a dat în spate. A avut pisica în spate. 2-10? Ai bluza murdară de sânge. Bă, uite-te pe bord, vezi, e un radar de la... Uite, vezi? Da. Și chiar îți arată chestii, dar nu cred că e pe bune. Ai un punct în dreapta acum, așa, să ai unul stânga și unul în dreapta. Da, nici eu nu cred că e pe bune. Cum ar fi? Oh, lots of heat at the airfield. Păi... Tocmai mi-a zis Lester că e o grămadă de oameni acolo la aeroport. Da. Trebuie să parchezi mult mai în spate, știi ce zic. Ok. Îmi zici da, tu... Să-i curățăm. Stai să mă uit pe hartă puțin. Ei vor aici la aeroportul ăsta, da. Nu era. Ba da, e aeroportul lui Trevor. A, ăla, da. Da, dar nu ăla, ăla lui Trevor. Uite, cam pe undeva pe aici, ți-am pus eu. Unde putea să decurie. În capătul celălalt al pistei. Mm-hmm, exact. Unde mi-ai pus tu punctul, acolo vrei să aterizezi? Da, yeah. Bine, nu chiar deci acolo, să vin prin față, unde-i punctul și să aterizezi acolo. Da. Și noi ne dăm jos și sniperim și tu mai avansezi câte puțin, câte puțin. Ok. Altfel s-ar putea să mă bubuie, a? Da. Da, că avionul ăsta nu rezistă la prea multe glanțe. Asta e pușcăria? Da, e din stânga. Din față, da. E din față. Ok, yeah. So eu o să vin așa. Mamă, că sunt jos, tu vezi? Una, două, trei, nu m-am uitat, dar o să întorc. Ui. Așa, frână. Dar nu cu fața, Max. Dar mă întorc. Fața spre ei. Mă întorc. Te întorci? E, lasă că... Mai întâi să aterizeze, după aia vedem noi. Aia e. Suntem bine, stai așa să pun frână. Aici stânga... Zici că se ridică pe două roți. Vezi că e o piatră, Max. Da, știu, calmează-te. Mi-e frică, lasă. Calmează-te cu spatele. Că dacă ocolești, faci stânga și ții drumul. Trept. Și aia e ce să-mi ziceți unde vreți să merg. Bă, da, voi vedeți că s-a are... Vine mașina. Dați-vă jos. Pisica s-a teleportat afară, are super puteri. Da. Eu trebuie să stau înăuntru, da? Da, pe cea la șofer. Mamă! Aveți grijă să nu dați cu explozibil aici. Pisica ai te dau acolo. Bă, vedeți că vine lângă mine. Da, da, nu trage. Eu n-am cum să trag din avion. Mă duc să iau mașina. Ai grijă. Trebuie să dăm mașinile alea mai în altă parte. Asta, pe cealaltă poate să o curească. Bă, mai e vreun avion care are lumini la roți? Eu n-am mai văzut. Ba, sunt. Sunt? Da. Dar ce faci cu mașina aia? Hai pisica în față peste ei. Sau... Să le scoateți de aici și să nu cumva să bubuie în fața mea, că bubuie avionul. Da.
Păi ia mașina aia de acolo. E. Vine unul pe stânga? Unul pe stânga. Da, litru. Aici la șofer, la revedere. A, așa. Hai mai în față, hai să avansăm. Doamne, ce viteză. Mai vine unul? Am murit. Mai bun. Să... E unul pe dreapta. Aolo, e unul exact lângă mine, așa. Ai luat? Dacă pun frână aici, că ar trebui să vă duceți voi în față. Foarte mulți. Să mă dau jos, să vă ajut? Nu, no, încă. Încă ne descurcăm. Ce să-mi vârte la ajut? Aolo, aveți grijă cu exploziile alea, că... N-am aruncat cu explozii, s-a ceva cu bui mașina. Trageți în șofer mai mult decât... Uite și pe ăsta, se răsturnă astfel. Trageți... Omoară șoferul. Gata. Sunt foarte mulți în față acum. Ce bine nimeresc ăștia. Ăla e player? Player. Cine? Nu știu, e unul cu mașina. A, sunt voi sunteți. Nu știu. Ăla e player? A, sunteți voi cu mașina. Nu vă arată numele. Dacă apeși zi, mi se pare că n-apar numele. Da. Hai. Hai că e liber. Zic eu. Gata, ați curățat? Da. O să luăm mașinile astea, eu nu văd. Să parchez eu aici. Da, te să bagi genul într-o? Nu, aici, gata. Gata, bună. Gata, am luat avionul, asta a fost. Bă, interesantă misiunea, un pic diferită față de altele pe care le-am mai jucat. Da. Nu știu că da, trebuie să te dai jos din avion, să curezi locul și după aceea te zici. A, uite, la... pisica știa care-i treaba, dar uite, dacă eu, să zic, nu știam și eu făceam pe asta, mă duceam exact acolo cu avionul. Te cred că te rupea oia, da, te rupea un două. Bun, și acum o să jucăm niște RPG vs. Insurgent, pentru că e un mod destul de tare de joc. Hai să-i dăm ready și să vedem dacă ne descurcăm. Sunt, bă, suntem, sper să nu iasă ăștia, știi, asta-i faza. Că dacă se oftică unul și pleacă, poate să-ți închidă meciul, știi, și cam aiurea, dar... Să sperăm că nu. Ai pus doar... Măcar să facem o rundă, două. Da, asta aș vrea și eu, măcar... Asta e foarte nașpa. Dacă facem două runde, e bine. Hai că să jucăm o dată și cu, și cu Insurgentul și cu RPG-ul. Unul s-a urcat cu mine, Insurgent. Bun. Nu știu de ce. E frică singur. E frică singur el. O, Doamne, deja au început băieții în forță. S-a sinucis. Ai văzut ce s-a întâmplat? Da. Oh my god. A ieșit unul deja, apropo. Oh, super tare. De la lor? Deci omul deja s-a ofticat și a ieșit. Și-a murit odată și a ieșit. Da. Super. Trist. E destul de trist. Cred că-l mută pe ăsta de la noi la ei. Sper. Sper, adică pentru că... asta ar fi chestia inteligentă pe care trebuie să facă joc. Frate, eu am intrat în ăla, ai văzut și... A tras în mine omul și a murit singur. S-a oftica, mă, și a ieșit. Doamne, ferește, dar cum să te oftici așa, frate, că ai o grămadă de runde? Da, adică... Asta e nașpa la o... Ups, aproape. Poate să iasă la mijlocul meciului. Sau la început. Lasă în mijlocul meciului, a ieșit exact acum. L-am lovit pe unul. Da, am văzut că l-ai lovit. I-am simțit durerea. A căzut? Nu. N-a căzut, mă? Și nici n-am murit? Iată, bă, stai. Uite ce face ăsta. Bă, alu, treziște-te. Ce facem, vă bateți acolo? Intră în mine, eu mergeam drept și el intră în mine. M-am să schimb Insurgentul, că m-am dimerit de dor până acum. Îmi place cum parchezi aici, știi? Vii, lovești chestia asta. Opa, ce faci, băiet? Cine? L-ai stors? Eu? A călcat eu acum. Ok. Ușor. Gata, win? Gata. Round winner. Dar faza e că... Cum ai călcat pe ăla? Am aterizat acolo, pur și simplu. Continue, dar nu știu că să ne dea. Ba nu, ar trebui să mute pe ăla. Crezi? Player sunt. Ar fi ridicol să ți închide, da. Nu, că ți închide deja dacă era, zic eu. Face loading și te dă, a? E așa zic. Sper. Ar fi tare pentru că a fost super tare runda principală. Da. Bă, dacă mai facem o de asta și suntem noi, e perfect după aceea. Bă, cum i-am călcat. El l-a dat pe 1. Da, eram 5, eram 5. Bine că nu m-a dat pe mine. Da. Bun. Kiss my ex. Vezi să nu se zici. Ce zici? Nu trebuie să sap deloc. Kiss my ex. Scrie acolo pe afișul. Ah, am înțeles altceva. Nu kiss my ex. Nu credeam că ai citit de undeva. Credeam că ai zis tu așa. Nu. Haide. Am nimerit pe băiat. Pe băiat. Oh my god, mă călcă și pe mine. Ce am nimerit băieții? Ai grijă. Da, faza e că nu pot să trag. A, nu sunt sus.
Hai că a plecat. Da, mă, dar cu el mă băteam doar. Fai de mine. Bă, dar ce m-a luat pe mine prima, ai văzut? Da, mă, dar da, și au sărit amândoi, frate, ești nebun. Da, e nasol prima oară, dacă s-a dată. Nu! Deja. No, dar n-ai cum, frate, dar știi care e fața? În momentul în care ți apare sus acolo, n-ai cum poți să tragi în el, pentru că în momentul în care tragi mori. Trebuie să iei distanță să tragi. Am mai rămas. Bă, ne-au rupt ăștia, ești nebun. Și ți-a apăsat să-l dai jos din mașină și-l bați. Ok, ok. Nu mai știi că m-am urcat eu cu insurgentul. Cum fac să văd pe V, a? Da. Da. Așa, ia să-i vedem. Ia uite-l. Pisică! Ce m-am speriat, ești nebun, dar n-am murit. N-am murit. Ești bine, ai grijă. M-am speriat, la fel. Dacă eu mă uit și spun din ce parte, vezi că vin doi din spate, o să vină. Din spatele tău, nu? Doi chiar vin. Și din față. Uita-mi. Și din spate. Din spatele tău acum o să sară pe rampă, ai grijă, că aterizează pe tine. Aterizează pe care. Uită-mi. O, bine. Fai de viață. Băi, cum? Ăsta. Văd. Stai la level 6. Bă, știu cum să sară, mă, că sar direct. Dar e foarte bine, mă, ce? E bine. Știu, e bine, mai multă acțiune pentru noi. E 3 la 2, nu? 3 la 2, da, dar nu știu unde să ștea, sau o să-și schimbe insurgentul, cred. Cred că. Ia, și... O, frumos. Aici, dacă îl meriți în aer, un pic mai... Da-ți puțin mai devreme. Bă, cum a trecut pe lângă el, razant așa? Fai. Aveți grijă. Ia, era faza asta, când tragi cu AGU și trece la mustață, știi, să-l atingă. Ia. Aaaa! Arată! No, l-a luat. Pisica, ești ultima speranță. Mi-a și piciorul. Haha, pisica o să-i mare puteți. Da! Mai sunt doi. Mai știi că am mai făcut o surpriză. Da, da. Da, pentru că eram cu insurgentul atunci. Trebuie să te uiți, stai că mă uit eu să văd din ce parte vin. Era tot cu Aghiu faza aia. Mhm. E bine. Acum dai. No, trebuia să tragi. Acum să-i prost. Stai că spun eu. Da, să reproduce. Asta vine acum. Acum dai. No. No. Mai devreme un pic. Vezi, dai. Dodge în stânga. Trebuia dodge. Ce dodge, mă, ești nebun, că nu știu să trag dodge. Dă-te. Nu trebuie să tragi dodge. Alol. What? S-a urcat pe el, mă, ești nebun, cum? No. Ia, spune, mă urc. Ah, la naiba. Dar cum s-a urcat pe el? Nu înțeleg. L-a spanat pe deasupra. Că nu se putea ridica caracterul, știi? Cu toate că trebuia să rămâne sub mașină. Doamne ferește. Ce vrei să zici, pisica? Dodge? Dai stânga și apoi. Bă, iarăși e unul la noi. Iarăși e unul la noi. Ce? Ce nu știu cum. Da. Îl schimb acum. Dai stânga sau dreapta și apoi spațiu și te rostogolești. Când ții click, dai țintă și apoi dai spațiu și într-o parte și te rostogolești. Da, și așa te ferești. Și așa te ferești de niște chestii. Hai să-i călcăm pe ăștia. La au venit bine, băieți, au venit de o grămadă de ori la noi. Da, dar eu nu mă așteptam să mă calce în halul ăsta. Nici pe mine. La mine a venit în momentul în care aproape am tras, știi? Hai că le-au postat aici. Și aproape m-am omorât singur. E foarte distractiv modul ăsta de joc. Pe bune, frate, ești nebun la cap. Lasă-o pana mea de treabă, se urcă cu mine în mașină, du-te. Da, am pățit și asta. Ăla Bad Daniels cumva? Nu, e Himmer. Dar asta cred că a intrat acum. Frate, urci cu mine în mașină, lasă-mi. Ha, modul ăsta de joc n-are nicio logică să faci asta, adică... Da, mă, dar totuși nu gândești și tu ca și player, frate, trebuie să-mi iau și eu insurgent, că de-asta e pe aici. Poate e prima dată, mă, când intrăm, ce vrei. Mă, înțeleg, dar dacă îi vezi pe toți, te uiți și tu la alții cum se joacă, nu? Uite-mă. Se mai întâmplă, nu trebuie să te enervezi. A murit și unul de la ei. Aula. A murit ăla... Chimerul ăla. Chimerul. E mașina acolo. M-a nimerit din aer. Mișto, poți să folosești ca parapete să te oprești. M-a nimerit din aer și m-a nimerit sub insurgent. So, cred că voi schimba. Și schimbă-l. Mai bine să fiu sigur decât să risc, știi? Da. Mai bine să rezistăm noi, dacă. Da, să mă duc mai în spate, că ce poate mai vreo rachetă. Și insurgentul ăla parcat acolo ca să mă opresc în el, știi? Da, ce explodează pe ce? Cred că vor să mă și lovească aici în spate. Dar trag mai în partea aia, din spate nu se uită. Vine din spatele lor. Hai să văd cum scot insurgentul ăsta din spate de aici, că ah, am lovit ăla, dar nu... N-am reușit să mă opresc. Frate, ești nebun, eu pot să scot insurgentul ăsta de aici dacă e în spate, că sunt prea multe blocate. Vini să te ajut? Da. Nu, lasă, că am luat altul. Erau blocate foarte multe unul lângă altul și nu puteam să scot. Ah, păi sunt toate linie. Da, și nu poți să le scoți din spate, cel puțin. Și dacă te duci în față, riști să te omoare. Încearcă să nimerești mașina aia ca să te oprești acolo, știi ce zic, nu? Da. Să folosești ca parapetul. Ah, am sărit mult prea tare. Am sărit mult prea încet. Ai sărit prea încet și am sărit prea tare? Da. S-au murit ăla. Stai, câți mai sunt la ei? Unu!
Mai e unul singur. Da, unul mai e. Ridică-te! La naiba! Stai că mă întorc. M-ai nimerit în aer, că aproape am ajuns sus. Și ai murit? Nu. Stai că l-a stat acolo, fii atent, l-a stat acolo, o să tragă mine acum. I-am schimbat mașina aici sub el. Am luat cea mai mișto culoare, vezi? Îmi place. Ah, un pic mai ciudat săream. Vine așa tu, Mihai? Nu? Da, da. Flower power. Și... hai să sărim, nu știu cum, mă gândesc cum să-l iau. Sărim toți pe el? Da, pe asta e și de... aha. Ia zi. Bine! S-a simțit din cauza mea. A tras pentru că a tras în Mihai, exact așa am făcut, da, și eu. Am tras în ăla, era foarte aproape și am bubuit. Da, te bubuie explozia. Bun, e cât la cât la runde? E runda 3? Cred că e 2 la 1 acum, pentru că ai câștigat una și noi am câștigat 2. Noi am câștigat 2? Da, n-am câștigat-o pe prima și pe aia ne-au bătut și pe aia că acum am câștigat iarăși. Da, da, deci avem 2-1. Ne mai dă o rundă? Posibil sau o să o lasă așa, nu știu. Vedem dacă ne mai dă. Ne mai dă. Dacă ne mai dă o rundă, da. Dacă mai este unul de la ei, cred că atunci au. Ah, deci în mod normal trebuie să balanceze. Măcar să nu, să nu deconecteze, știi? Dar n-au ieșit. Eu acum am văzut că pisica are cercei cu AK-47. Interesant, nu știam că există. Cum aici, că i-am mai aici purtat, trebuie să avem grijă, eu... o să fac chestia să mai nu extremă. Stați, oh my god, sunt foarte... nu, Mihai, ce faci? Mă duc în stânga extrem să nu mai mă calce nimeni pe aici. Zi. A, iarăși a venit, iarăși a venit ăsta aici, iarăși am picat, da. Încă nu. M-a călcat unul, frate. Te-a călcat pe tine? Da. Păi a sărit ăla fix aici, frate. L-a luat pe unul? Mai sunt doi, mai sunt doi de la ei, nu-i panică. Poc. Da, dar n-au balansat echipele, vedeți? Da? Nu, nu l-au balansat. Opa. What the fuck, da. Dă-i, dă-i acolo, dă-i, dă-i, că nu poate să iasă. Dă-i, dă-i, continuă, încă una. Ah. Jos. Na. Mi-e frică. A ieșit, a ieșit, a ieșit, e sub tine, exact sub tine, da. Bine. Da. Mai e unul, frate, mai e. Mai e ăla de sub tine, da. No. Și-a luat altul, și-a luat altul și-a plecat, nu mai trage, n-are rost. A plecat. În cealaltă parte. La nimeni nu degeaba și ți-ai schimbat în surgentul, frate, ești nebun. Bă, câte rachete, ești nebun! Toate, cadou, cadou, cadou. Hai, și ah. Hai, dă-i sus, dă-i. Frumos! Ah, m-a lovit. L-ai luat? N-are nimic, l-ai luat. Da, l-am căzut, l-am luat în aer. Frumos, bun, frate, frumos. Round, tot round winner. A, am crezut că eu am o inimioară așa de supra mâini, dar e de fapt... Da, da, dar ne-a dat tot round winner și... Trebuie să mai câștigăm una singură acum. Și vezi că nu se mai sfârșește meciul când iese unul de la ei? Că deși au rămas 3, dar... Dar eu cred că arată greșit tabela asta. Parcă erau mai mulți, nu? Da, ei au fost 4 și noi am fost 5. Așa zic și eu, că nu mi s-a părut că erau doar 3. Da. Că dacă erau 3, cred că se deconectam, mă. Uh-huh. Nu, nu merge, mi se pare. Am scăpat 5. Ceva pe jos. Ce? Am scăpat ceva pe jos. Tu? Da. Controllerul. Cred. Mă, dar m-am speriat. Ți-a căzut PlayStation-ul. Nu, no, da, am înțeles. Cum ar fi? E pe jos ăla deja. PlayStation-ul are pe jos, pe birou acolo, că nu are unde să-l pună. Oh. Măi, sunt 3, mă. Sunt 3 acum, da. Oricum e ultima rundă, trebuie să câștigăm, băieți. Hai, băieții? Ce face, fetele? Eu am ajuns la ei acolo sus, dacă mai stăteam foarte mult, mă explodau. S-ar putea să mor. Mai bine eu omori unul și să te explod. Am ajuns, știi care e faza? Dacă ei trag în tine când ești sus, îi omori. Da. Să moară singur, de fapt, de la explozie, știi? Dar riști și, riști și tu să pierzi, riști să mori. A murit unul de la ei, nu? Încă nu. Hai că mi-a luat alt insurgent. Commit suicide. Unul e mort, mai sunt doi. Hai că... îi văd, amândoi sunt pe aceeași parte. Băi, sunt sus! Ah, a ajuns pisica sus, a ajuns pisica sus. Nu pot, am căzut, băga mie și piciorul, frate, că intru în panică, eu așa sunt. Aaaa! Cum a trecut pe lângă ei? Nu, trebuie să nu te grăbești acolo, doar trebuie să stai aproape de ei, că se omori singur. A murit pisica? A? A murit pisica? Nu, 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 a ajuns sus. Ai reușit să fugi? Și m-am panicat, n-am mai știut. Și a căzut, a tras o dată în ea, a tras o dată în ea. Vine că ai reușit să fugi. Te-a luat? Da, te-a luat. L-am mai luat pe unul. Hai, băieți. Armas 2. Nu, 3 la 3 la 1. Mai e unul. Mai e unul. Aparent ăla a murit, dar nu știu cum. Ăla că, mă, ăla că. Vezi că e pe laterală, dar faza că sunt de astea bubuite sus și n-ai cum să ajungi. Hai că e himer ăla acolo. Și una din l-a luat?
Una din rampe era blocată de un insurgent bubuit. Da, trebuia să-l împingi. L-am câștigat și runda. Match winner. Gata, ăsta e, am câștigat match-ul. Gata, finalul. Ia să vedem. 18.000. Bă, frumos, frumos. Am făcut level 80. Super tare. Așa, așa, da? Da. Prin găurică. Bun, asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.